La Facultatea de Sociologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj a avut loc proiecția publică a filmului 23 august 1944-2019, realizat de către un grup de tineri cineaști și având drept protagoniști rezidenți de la Căminul Rosen al Federației Comunităților Evreiești din România. Acum 10 ani, împreună cu un grup de artiste și artiști, am început un proiect de artă comunitară la Căminul Rosen, Căminul de Persoane Vârstnice al Comunității Evreiești. Una dintre primele noastre activități a fost să facem o hartă a evenimentelor și întâmplărilor din viața rezidenților. A fost un atelier în cadrul căruia fiecare a vorbit despre datele cele mai importante din viața lor. Singura dată care nu lipsea de la niciun rezident era cea de 23 august 1944. Și atunci a fost un semn pentru noi că, de fapt, este o dată care are un impact extraordinar de mare pentru mai multe persoane din comunitatea evreiască și o semnificație cu totul diferită de semnificația care se dă în general în zilele noastre evenimentului. La un moment dat, în perioada aia, s-a auzit la radio, televiziune nu exista. Atențiune, atențiune! În curând vom transmite un comunicat important pentru țară. Filmul se concentrează asupra rememorării zilei de 23 august 1944, așa cum a fost ea trăită de patru tineri evrei. Amintirile depănate de Iudit Ardeleanu, Iosef Cotnăreanu, Lipa Baroti-Sega și Pompidu Sterian nu se rezumă la ziua întoarcerii armelor, ci evocă atât anii prigoanei antisemite din timpul războiului, cât și cei ai regimului comunist. Anul ăsta s-au împlinit 10 ani de când am început programul Vârsta Patra, dar se împlinește și 75 de ani de la 23 august 44, deci de fapt 75 de ani de la sfârșitul regimului fascist în România. Și am zis că este o ocazie bună să reluăm discuțiile despre evenimentul istoric și sigur pornind de la 23 august să vorbim de fapt despre ce s-a întâmplat în perioada fascistă, despre legile rasiale și cum au influențat ele viața comunității evreiești și mai ales și despre urmări, despre ce așteptări aveau la 23 august, cât s-au împlinit din aceste așteptări, cât nu s-a împlinit. Dacă răstimpul sumbru de dinainte de 23 august a fost resimțit într-un mod asemănător, perioada de după eliberare, venirea Armatei Roșii, instaurarea comunismului și consecințele lui sunt văzute din perspective diferite. Singurul punct în care toată lumea e de acord este că 23 august și sfârșitul regimului fascist a însemnat salvarea vieții și a fost un episod efectiv de salvare, diferența între să poți să trăiești o viață normală sau să nu o poți trăi. Dar mai departe, ce a însemnat socialismul, ce s-a întâmplat după, cine a greșit mai mult, care era situația în societate, de aici încep diferențele de opinie și chiar conflictele. Deși poveștile de viață depănate de protagoniști au constituit adevărate lecții de istorie orală, realizatorii au apelat și la un consultant științific. De pildă am făcut demersul la radioul public pentru a ne furniza placa originală a proclamației regale din 23 august și cu acest prilej am aflat că nu mai există, că s-a pierdut în negura vremilor, a fost distrusă în primii ani după 1944 și tot ceea ce apare în filmele din perioada comunistă, tot ce apare referitor la proclamația regală sunt de fapt niște replici făcute de regizorii respectivi. Deci proclamația originală nu mai există. Apoi am desfășurat muncă la Biblioteca Academiei Române, în presa vremii, la Arhivele Naționale ale României pentru dosarele care au legătură cu actul de la 23 august, memorialistică, jurnale, literatura subiectului. Printre realizatorii filmului se numără și un antropolog de la Universitatea Humboldt din Berlin, care de o vreme încoace se preocupă de Holocaustul din România. Când David Schwartz m-a întrebat dacă vreau să fac parte în proiectul ăsta de film, 23 august, am fost încântat și interesat foarte mult. Că pentru mine, vinând în Germania, la noi 8 mai sau 9 mai, ca ziua de eliberare, este o zi importantă și pentru mine întotdeauna a fost un pic ciudat să văd că în România 23 august nu mai are un
rol important în societatea asta și na, cu oameni din Caminul Moses Rosen am făcut și alte proiecte, ne-am cunoscut înainte și am avut deja o relație și pentru asta oricum a fost interesant pentru mine să vorbim cu oameni care a trăit atunci și în special ca evrei momentul ăsta istoric. Proiecția publică și dezbaterea filmului cu studenții de la Facultatea de Sociologie a Universității Babeș-Bolyai au făcut parte dintr-o acțiune itinerantă de prezentare a filmului în instituții culturale și de învățământ din Cluj, Zalău, Șimleu, Silvaniei, Iași și Bârlad. Am venit să văd exact munca lui David de atâția ani la Căminul Moses Rosen, să văd ce a rezultat din munca asta, să văd filmul și documentarea. Mi-a plăcut super mult și cu ce am rămas este poveștile nu numai de viață ale oamenilor, ci am rămas impresionat de dezbaterea super vie și extrem de informată și de cumva echilibrată despre istorie, despre ce au însemnat evenimentele istorice. Cumva cu asta am rămas cel mai mult, iar motivația inițială sau cea mai importantă este că chiar consider că astfel de filme fac parte în continuare dintr-un tip de activitate care se poate numi antifascistă și care cumva ridică nivelul de conștientizare că ideile astea n-au dispărut de tot din societatea noastră și că trebuie cumva să ne luptăm tot timpul ca ele să nu reapară și să domine viața publică.